Întâi de toate, Părinte Mircea Stoleriu, vă mulțumim împreună cu Părintele Stareț Nicodim de aici, din dealul Buciumului, de la Mănăstirea Tuturor Sfinților, pentru invitație. Și de asemenea vă felicităm că ați adus la bună împlinire cea de-a 25-a ediție a simpozionului pe care îl organizați, Hristos, Calea, Adevărul și Viața. E un număr care onorează și care obligă în același timp să mergeți mai departe. Noi promitem să fim prezenți la a 50-a ediție. Tema de anul acesta mi s-a părut deosebit de interesantă. Pe Dumnezeu nu ni-l poate lua nimeni și reflectând la cele ce voi spune pe această temă, mă gândeam că Dumnezeu, într-adevăr, nu poate fi confiscat, nu poate fi luat de acolo de unde este, din veșnicie, însă îți poate fi luat, harul se poate îndepărta, dacă ești indiferent, dacă respingi învățătura despre Dumnezeu, despre religie, despre credință, despre sfinți pe care ți-o dau fie părinții tăi, fie școala, fie biserica. De asemenea, dacă nu îl simți în viața ta, dacă te lepezi de el, dacă nu ai o rugăciune autentică, adică, cu alte cuvinte, dacă nu ai o comunicare autentică cu Dumnezeu. Chiar în viața noastră de zi cu zi suntem conștienți de faptul că o relație se sudează, se consolidează, se rezolvă foarte multe probleme pentru o comunicare autentică. Dar minte atunci când vorbești de relația cu Dumnezeu, care trebuie întărită, permanentizată printr-o rugăciune autentică, dar asupra acestui aspect vom reveni. Vorbeam de învățătură, de educație. Sigur că educația trebuie să înceapă cât mai devreme cu putință și ar fi de dorit ca din educația pe care noi o transmitem copiilor noștri să nu lipsească valorile morale și valorile național-identitare. Atenționau Sfinții Părinți cu privire la un aspect foarte, foarte important asupra căruia trebuie să reflectăm. Dacă vrei să ai o bătrânețe liniștită, educă-ți copiii la timp și bine. Și am adăugat noi, din această educație nu trebuie să lipsească valorile morale și valorile național-identitare. Și o educație bine făcută, pentru că avem nevoie nu de orice fel de educație, ci de educație de calitate, o educație bine făcută ar trebui să aducă și fermitatea, curajul de mărturisire a credinței, curajul de a nu-ți ascunde identitatea, de a nu-ți ascunde apartenența la religia ta, la valorile tale. Credința, de altfel, cred că se încadrează și ne încadrează cumva într-o logică a necesității. Ne reunește, dacă vreți, în jurul unei idei, ne conferă o anumită identitate, ne conferă anumite valori, ne conferă siguranță, apartenență la un grup. La urma urmei ne conferă și certitudinea că nu suntem singuri. Într-o lume în care, vedeți, parcă sunt la ordinea zilei non-valori precum nepăsare, ură, egoism, ignoranță, chiar răutate gratuită, dacă doriți. Chiar dacă simți că într-o astfel de lume ești minoritar, totuși, nu trebuie să renunți la valorile și la principiile tale. Și am pregătit aici un scurt citat din Fyodor Dostoevski, să vedeți cum radiografia, dacă doriți, Dostoevski societatea din vremea sa. Vremurile noastre, spune el, sunt vremea mediocrității, a lipsei de sentimente, a pasiunii pentru incultură, a lenii, a incapacității de a te apuca de treabă și a dorinței de a avea totul de-a gata. Parcă tare ne regăsim în ceea ce spune Dostoevski chiar în zilele noastre.
Un fel de lume pe dos. Despre lumea pe dos vorbea și Arhilor, odinioară în Antichitate, precursorul lui Aristofan. Era o lume a non-valorilor care aveau pretenții de recunoaștere și parcă tare le regăsim și în zilele noastre. În schimb, chiar într-o lume de asta atipică, conștienți fiind de faptul că nefirescul nu poate dura, nu trebuie sub nicio formă să abdicăm de la educația pe care am primit-o, de la valorile, de la credințele noastre. Pentru că în momentul în care nu ai curajul să-ți mărturisești credința, nu ai curaj să vorbești despre Dumnezeu, despre valorile tale, indirect te dezici de părinții tăi care te-au educat într-un anumit fel. Cred că mesajul acesta, că pe Dumnezeu nu ne-l poate lua nimeni, ne-l transmit și voievozii de-ai noștri. Dacă ar fi să ne gândim la Constantin Brâncoveanu, și-a pierdut familia, i-au fost decapitați fiii de față cu el, în fața lui s-a întâmplat lucrul acesta exact în ziua în care împlinea 60 de ani, pe 15 august 1714. Și cu toate astea el a spus așa: luați-mi familia, cu durerea, cu urletul acela de durere al părintelui, luați-mi averea, luați tot ce vreți, dar nu pot renunța la credință, la credința pe care mi-au transmis-o părinții mei, la credința neamului meu. Să ne gândim la Miron Barnovski, da? Miron Barnovski, Movilă, care a trecut la cele veșnice tot la Constantinopol în timpul lui Murad și din porunca lui Murad în 1633, pe data de 2 iulie, iată, aceeași zi de trecere la cele veșnice ca cea a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Se lucrează acum la un dosar de canonizare pentru binecredinciosul, pentru voievodul Miron Barnovski Movilă, titorul mănăstirii Bârnova, titorul bisericii Barnovski din Iași. Sau să ne gândim la binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Cum ne explicăm faptul că a reușit cu o armată mult mai mică decât cea a inamicului să câștige? Era numai tehnică, tactică militară, era numai faptul că a cunoscut foarte bine zona de luptă, nu, sub nicio formă. Era conștiința pe care a insuflat-o, inclusiv oamenilor Moldovei, că da, valori precum credință, familie, neam, patrie, nu se negociază și nu se vând niciodată. Nu poți vorbi de libertate în afara acestor valori. Sau să ne gândim la Vasile Lupu, sfătuitor apropiat, avându-l pe mitropolitul Varlaam. Mitropolitul Varlaam, să nu uităm că în 1639 a fost una dintre propunerile pentru scaunul de patriarh ecumenic. Să nu uităm de sinodul de la Iași în 1642, un extraordinar moment în lumea de atunci. Să nu uităm de Academia, de la Trierac, de tipografia pe care a primit-o de la Petru Movilă, de la Kiev. Recent am fost în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și s-a organizat acolo un simpozion pentru Petru Movilă. Ei, voievozii aceștia au avut sfătuitori. Iată, binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt l-a avut ca sfătuitor pe Sfântul Daniel Sihastru, îl pomenim acuși pe 11 decembrie, sau pe mitropolitul Teoctis, sau Vasile Lupu pe Varlaam, și au fost conștienți că dacă nu vor sprijini familia, dacă nu vor sprijini biserica, dacă nu vor sprijini cultura, vor săpa conștient la temelia acestui neam, la valorile lui identitare. Apoi, cred că ar trebui să ne amintim faptul că nu putem să vorbim de credință autentică fără o trăire autentică a credinței. Credința nu poate fi discutată, teologisită, analizată doar în plan mental, ci ea trebuie trăită pentru o legătură autentică cu Dumnezeu și cu Sfinții. Rugați-vă neîncetat, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Bine, rugăciunea aceasta neîncetată nu înseamnă rugăciunea efectivă, ci înseamnă și
și fapta bună, înseamnă și milostenia, înseamnă și respectarea poruncilor Dumnezeu, înseamnă și ajutorul pe care îl acorzi aproape lui tău. Ei bine, în momentul în care ai o școală a rugăciunii, ai o rugăciune, o comunicare autentică cu Dumnezeu, Dumnezeu îți va da și răspunsul. Dar să nu uităm că rugăciunile acestea sunt de trei feluri, de slavă, de mulțumire și de cerere, pe care le facem noi cel mai des, bineînțeles cu cele de cerere. Uitând că încă din copilărie, părinții ne atrăgeau atenția asupra faptului că există două expresii magice. Te rog frumos, și apoi era cuvântul magic mulțumesc. Dar pentru a spune a doua oară te rog frumos, trebuie să spui prima oară mulțumesc. De aceea rugăciunile de mulțumire sunt atât de importante. Și virtutea aceasta a mulțumirii, a recunoștinței, cam lipsește și aceasta, din păcate, din relațiile interumane. Avem pentru ce să fim mulțumitori, avem pentru ce să mulțumim. Fie și pentru faptul că suntem prezenți aici împreună la acest simpozion. Discutam la un moment dat cu un preot și îmi spunea, zice, du-te la un om care se află în scaun cu rotile și ai să-ți dai seama cât de important este, cât de mare este darul acesta că poți să mergi. Un dar obișnuit, zicem noi, chestiune banală, firească. Du-te la un om care e lipsit de darul vederii și ai să vezi cât de important este acest dar pe care tu îl ai. E bine, ar mai fi de spus faptul că școala aceasta a rugăciunii te va învăța că Dumnezeu nu trebuie condiționat. Noi de regulă vrem să se întâmple totul foarte repede și să se întâmple în direcția sau așa cum vrem noi, în felul în care vrem noi trebuie să se îndeplinească un anumit lucru pe care îl cerem lui Dumnezeu. Haideți să-L lăsăm pe Dumnezeu să găsească El calea cea mai bună și momentul cel mai potrivit pentru a ne îndeplini o anumită dorință. Pentru că dacă ceea ce cerem e de folos pentru noi, pentru ceilalți, cu siguranță Dumnezeu ne va împlini cererea noastră. De-aia e bine atunci când rugăm pe preot să pomenească la altar, nu facem acolo liste de dorințe. Să ne rugăm pentru cele de folos, că știe Dumnezeu mai bine ce e bun pentru noi. Iar dacă cumva nu se împlinește ceea ce ne dorim, ce ne dorim cu ardoare câteodată, să nu credem că Dumnezeu nu ne-a ajutat sau nu ne-a auzit. Ba poate că ne ajută tocmai neîndeplinindu-ne chestiunea aceea care poate nu e de folos pentru noi. Ei bine, aș mai aminti spre final faptul că un credincios care se roagă, care nu-și pierde nădejdea, devine mai răbdător, devine mai motivat. Să ne ducem cu gândul la pericopa evanghelică în care s-a vorbit de femeia gârbovă. Răbdarea aceea care iar nu ne caracterizează 18 ani. 18 ani de privire în pământ, 18 ani în care să nu vezi chipul oamenilor, 18 ani de umilire și umilință. Și a avut răbdare și era era la rugăciune și nu s-a dus la Mântuitorul să îl roage să o ajute, nu a venit mai mare de sinagogii, probabil era și singură, că n-a venit nimeni din jur să-l roage pe Mântuitorul, dar Mântuitorul a văzut că sufletul ei era drept, chiar dacă trupul era gârbovit. Ei bine, nu în ultimul rând, de Dumnezeu ne apropiem din dorință proprie, nu din obligație sub nicio formă pentru respectarea unei tradiții. Chiar și simpozionul acesta se numește Hristos, Calea, Adevărul și Viața. Dumnezeu ne arată calea, da? Pe care tu o urmezi sau nu, prin liberă voință. Dar urmarea aceasta lui Dumnezeu trebuie să fie făcută cu smerenie. Din păcate, în zilele noastre, unii aflați prin anumite ierarhii folosesc slujba religioasă, evenimentul religios, ca pe un prilej de promovare a imaginii, de promovare a unor idei. Dar știți ce am observat în ultima perioadă și mă încântă tare mult lucrul acesta? Că se obține exact efectul invers. Lumea a început să reacționeze la astfel de atitudini și cred eu că e un lucru bun. Adică, cu alte cuvinte, ar trebui să îndepărtăm de lângă noi, din jurul nostru, fățărnicia fundamentată pe invidie și pe aroganță. Oamenii fățarnici, oamenii lingușitori,
Da, sigur, prima dată îi înveți, le atrage atenția, dar dacă vezi că e continuă în fățărnicie, în aroganță, în lingușeală, fățărnicia poate atrage și invidia poate atrage și ură la un moment dat față de celălalt. Ei, în momentul acesta te retragi și îți creezi propriul tău echilibru. Ei bine, apropiindu-mă de final, am să spun că trebuie să fim conștienți că avându-L pe Dumnezeu în viața noastră, avându-L pe Dumnezeu în inimile noastre, nu mai suntem străini, ci suntem împreună călători cu Sfinții, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai suntem singuri și mai avem și un alt mare avantaj. Avem un prieten deosebit, avem un prieten puternic, pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putință.